Dragii mei, există ceva care m-a preocupat foarte mult, începând cu momentul în care m-am întors la Dumnezeu. Multă vreme, cât am fost în lume, și știu că am mai spus-o asta în biserică, și poate că este o temă cu care revin periodic ca și motivația de rugăciune, sau se găsește de multe ori în subiectele mele de predică, și chiar împărtășeam cu tinerii din tabără săptămâna aceasta gândul acesta al meu. Când am fost în lume, mi-am dorit să mă afirm. Mi-am dorit să ies în față, mi-am dorit într-un fel să fiu cunoscut, mi-am dorit să fiu apreciat, mi-am dorit să fiu într-un fel cunoscut. Și cred că gândul acesta, dragii mei, nu m-a bătut doar pe mine. Cred că este un gând comun oamenilor. Oamenii doresc să fie cunoscuți. Dar vedeți dumneavoastră, există o grămadă de oameni cunoscuți în plan social, vedete, da. Avem o grămadă de vedete în România, din astea de azi pe mâine, azi sunt cunoscute, mâine nu mai știe nimeni cine sunt, dispar în anonimat. Și mi-am dat seama că există posibilitatea aceasta ca să fii foarte cunoscut de oameni, dar în plan spiritual să fii un mare anonim. Gândiți-vă la lucrul acesta. Să fii cunoscut de oameni, să fii apreciat de oameni, oamenii să vorbească de tine, dar pur și simplu, în plan spiritual, să fii un nimeni. Să fii, dacă vrei, un zero spiritual. Și auziți, dragii mei, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În Matei, capitolul 7, spune așa: nu știu cine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, atunci le voi spune curat. Auziți? Niciodată nu v-am cunoscut. Și, dragii mei, e un lucru grav să nu te cunoască Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că este un lucru rușinos ca nici măcar diavolul să nu știe cine ești. Știți că există un anonimat spiritual până acolo? Deși sunt unii care spun, Doamne, Doamne, și se bat cu pumnul în piept că ei au făcut mari lucrări, cât de grozavi au fost ei. Și au zis ce spune cuvântul lui Dumnezeu, cu cei fii al lui Sceva, Duhul necurat care era în omul pe care ei aveau, doreau să-l exorcizeze, au spus în felul următor: pe Pavel îl știu, pe Hristos îl cunosc, bineînțeles, dar voi cine sunteți? Cine sunteți voi? Nimeni. Pentru că există, dragii mei, o zonă de anonimat spiritual. Știți ce-aș vrea să ne rugăm în această seară? Doamne, vreau să mă cunoști Tu. Și, Doamne, când mă cunoști Tu, o să mă cunoască tot iadul. Am avut un coleg la facultate, când a venit în primul an, în prima zi, am știut că vine. În sensul că omul ăsta, când a început să se roage, nu mai puteai să dormi, nu mai puteai să dormi noaptea bine, inclusiv de la etajul 2 unde eram, se auzeau rugăciune de jos de la demisol. La capelă știai că ăsta prezent, că dacă nu era el, era cam liniște în biserică. Dar când era el, se cutremura locul. Și l-am întrebat atunci, în prima zi, când a avut cunoștință cu el, era un maramureșan venit din, tocmai din nordul țării, de unde se pune vorba aia, harta în cui. Și a zis, bă, Florine, că așa-l cheamă, ce vrei tu să faci în viață? Care-i visul tău cel mai mare? Și ce mi-a zis? Dorel, zice, foarte sincer, a zis, visul meu este ca în iad, într-o bună zi, să se pună postere, afișuri, anunțuri cu numele meu, să spună căutați, să oferă recompensă. Am râs de el, vă spun sincer atunci, și am zis, hai mă să fiți serios, ce vis e ăsta? Tu chiar vrei să fii cineva? Și a zis, da, vreau să vă cunoască tot iadul. Vreau să știe cine sunt. După ani de zile, dragii mei, încă îl cunosc bine pe omul ăsta și am o relație foarte fain cu el. Și vreau să vă spun ceva. Am toată convingerea că se încep să se pună postere deja pe acolo prin iad. Că face multe ravagii. Am început, înainte am râs de visul lui, acum am început să îl invidiez într-un fel. Pentru că, dragii mei, cu adevărat ăsta este un vis de la Dumnezeu. Să vrei să te cunoască tot iadul prin lucrarea pe care o faci, prin rugăciunile pe care înalți. Care este visul tău legat de Dumnezeu?
S-ar putea, ascultă-mă bine, să te cunoască o grămadă de oameni, să ai 7.000 de prieteni pe Facebook, o grămadă de like-uri și să nu știi nici măcar diavolul cine ești. Pentru că nici măcar o singură dată nu le-ai deranjat cu o zi de post sau cu o rugăciune înferbântată. Am toată convingerea, dragii mei, că diavolul, am spus-o de mai multe ori și cred din toată inima lucrul ăsta, am toată convingerea că diavolului nu este frică de cruciulițele noastre puse, știu eu, la mână, brățările alea elastice cu What Will Jesus Do, diavolului nu este frică de tricourile noastre inscripționate așa amenințător, Ioan 3:16, diavolului, dragii mei, nu-i frică de tămâie, de crucifixuri, diavolului este frică de un singur lucru, de rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Amen? Și aș vrea, dragii mei, să încep să te rogi lui Dumnezeu în această seară. Doamne, vreau să ies din orice formă de anonimat spiritual. Și, Doamne, vreau să cresc în ochii Tăi. Doamne, vreau să mă afirm în ochii Tăi. Doamne, vreau să știi Tu, să mă cunoști Tu, Doamne. N-aș vrea că într-o bună zi să spună Iisus, Tu cine ești, nu Te cunosc, habar n-am de unde vii. Vreau să mă cunoască Iisus, vreau să mă cunoască iadul. Și vreau să mă cunoască Biserica lui Dumnezeu. Prin ceea ce faci, prin rugăciunile tale, prin postul tău, prin lacrimile tale, prin sacrificiile tale, trebuie să te cunoască toată lumea asta spirituală. Trebuie să te cunoască. Și m-am gândit că cel mai mare vis al unor oameni, al generației tinere din vremea noastră, am văzut în urmă cu câțiva ani de zile un reportaj stradal și au fost întrebați mai mulți tineri pe străzile României care este cel mai mare vis al lor. Și țin minte că mai mulți au zis asta. Dar țin minte că undeva un tânăr de 18 ani a zis așa: visul meu cel mai mare este ca într-o bună zi să-mi văd numele pus, știți, pe aleea celebrităților de la Hollywood, Walk of Fame, unde sunt numele marilor vedete, marilor oameni cunoscuți din showbiz, din lume, din televiziune, sunt puse pe un trotuar acolo. Și cine are numele pus deja înseamnă că e o mare, mare celebritate. Vreau să vă spun ceva. În urmă cu 5 ani de zile am fost în Los Angeles și am fost pe Walk of Fame, pe bulevardul ăsta. Și asta să mă gândesc, domne, ce vis să aibă unii să te calci alții în picioare? Pentru că pur și simplu erau acolo o grămadă de nume, da, mari vedete, și pe care treceau unii cu picioarele. Recunosc că am călcat pe Madonna. N-am făcut bine, credeți-mă. Pentru tot ce reprezintă femeia asta și ce promovează, cred că trebuia să pun amândouă picioarele acum, dacă stau să mă gândesc bine. Dragii mei, dacă ăsta e cel mai mare vis uman, să te calce oameni dintr-o bună zi numele tău în picioare, eu vreau să vă spun ceva, că există o alternativă mai bună. Și aș vrea să te rogi împreună cu mine, ca într-o bună zi, numele tău să fie strigat în împărăția lui Dumnezeu. Să strălucești, nu să fie o stea la Hollywood, pe bulevardul ăla, prăfuit, ci să fie o stea în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că unii vor străluci în împărăția lui Dumnezeu. Și ar vrea să strălucești împreună cu mine și unii și cu ceilalți. Hai să ridicăm în picioare și vreau să ne rugăm lui Dumnezeu să spui: Doamne, în seara aceasta, ajută-mă, Doamne, să cresc spiritual. Ajută-mă, Doamne Dumnezeule, să mă implic. Ajută-mă, Doamne Dumnezeule, să fac ceva, Doamne. Și prin lucrarea aceasta, Doamne, să cresc, să încep să strălucesc. Doamne, vreau să mă cunoști Tu, Doamne. Doamne, vreau să mă cunoști Tu. Doamne, vreau să mă cunoască tot iadul, pentru că înseamnă că există spiritual. Dragii mei, biserica este locul în care afli că existi, spunea Petrețuțe. Aș vrea să-ți dai seama că începi să existi, începând probabil din seara asta spiritual, că ai o datorie, că ai un țel, că ai un vis. Ai un vis ca numele tău să fie strigat în împărăția cerurilor. Ascultați-mă, dragii mei, Dumnezeu va recompensa luptătorii. Dumnezeu va recompensa luptătorii. Dumnezeu va premia luptătorii. Dumnezeu va recompensa acei oameni care au muncit, acei oameni care și-au făcut vise cu Dumnezeu, acei oameni care s-au luptat, care s-au trudit pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. Cei care și-au dorit să umble cu Dumnezeu pe pământ, ascultați-mă, vor umbla în cer împreună cu Iisus Hristos. Amen. Aș vrea să te rogi în seara asta, nu-ți cunosc visele, dar ascultă-mă, dincolo de visele tale omenești, vreau să-ți faci vise cu Dumnezeu. Fă-ți vise cu Dumnezeu. Și dacă n-ai încă unul, fă-ți-l în seara asta, gândește-te acolo, spune: Doamne, vreau să fac ceva pentru Tine. Și vreau să mă rog, Doamne, să-mi dai puterea să fac lucrul ăsta. Doamne, vreau să mă lupt.
Vreau să mă lupt, Doamne, ca într-o bună zi să strălucesc în împărăția cerurilor, să fiu o stea în împărăția lui Dumnezeu, nu una pe pământul ăsta prăfuit. Haideți să intrăm în rugăciunea asta și să ne rugăm lui Dumnezeu. Ne rugăm în această seară, Doamne. În numele Tău, Doamne, venim să ne închinăm în această seară. În numele Tău, Doamne, ne rugăm, Doamne, ca Tu să binecuvântezi, Doamne, fiecare om, Doamne, care este în acest loc, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, pentru oamenii care sunt aici la Geneza. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, pentru spiritul acesta frumos, Doamne, pentru Duhul acesta care L-ai așezat în noi, Doamne, și în biserica noastră, Dumnezeule. Dar, Doamne Dumnezeule, Te rog în numele Lui Iisus Hristos, spune noi dorințe, Doamne, aprinde noi vise, Dumnezeule, vise, Doamne, mărețe cu Tine, Dumnezeule. De atât de multe ori, Doamne, ne-am dorit, Doamne, lucruri pământești și ne-am dorit, Doamne, să facem ceva în ochii oamenilor, să fim cunoscuți de către oameni. Dar în această seară, Doamne, pentru toți care suntem aici și pentru toți, Doamne, mă rog și vreau să ne rugăm, Doamne, împreună pentru lucrul acesta, Iisuse, vrem, Doamne, să creștem împreună, Doamne, ca să fim cunoscuți în ochii Tăi, Doamne. Vrem să creștem nu în ochii lumii, ci în ochii Tăi, Dumnezeule. Doamne Dumnezeule, vrem să ne cunoști, vrem să ne cunoască cerul, vrem să ne cunoască iadul, Dumnezeule, pentru că prin rugăciunile noastre deranjăm lumea aceasta demonică, prin postul nostru, prin lacrimile noastre, prin strădanile noastre, Dumnezeule, aducem schimbare. Tu vrei luptător, Doamne, Tu vrei o generație de oameni, Dumnezeule, pentru care mă rog să se ridice la Geneza, să se formeze aici, Doamne, o generație de luptători, o generație de oameni, Dumnezeule, care să-și ia crucea în fiecare zi și să Te urmeze pe Tine, o generație de oameni care să nu fugă de câmpul de bătălie, ci o generație de oameni care să fugă înspre luptă, o generație de oameni care să biruiască, pentru că Tu iubești luptătorii, Doamne, pentru că Ție îți place, Dumnezeule, oamenii aceia care se luptă, oamenii aceia care doresc să crească spiritual, oamenii aceia care vor să se afirme în ochii Tăi, Doamne. Mă rog, Doamne, pentru Biserica Geneza, mă rog pentru fiecare tânăr și bătrân din locul acesta, mă rog pentru orice femeie și orice bărbat de aici, Doamne, în numele Lui Iisus Hristos, pune peste noi puterea Ta, Doamne, în seara aceasta. Aprinde noi vise, Doamne, vise, Doamne, făcute cu Tine, vise filtrate prin cuvântul Tău, Doamne. Doamne, dă-ne puterea de a visa din nou, Doamne, dă-ne puterea de a visa lucruri mari, Doamne, pentru Tine și făcute pentru slava Ta și împreună cu Tine, Dumnezeule. Da, Iisuse, pe Tine Te vrem, Doamne, vrem puterea Ta aici, Doamne, vrem, Doamne Dumnezeule, să facem ceva, Doamne, pentru Tine, vrem ca într-o bună zi, Doamne, numele noastre să nu fie ignorate, nu vrem ca într-o bună zi, Doamne, să ne spui ce vei spune altora, că niciodată nu i-ai cunoscut. Doamne, ne dorim într-o bună zi, Doamne, ca numele noastre să fie pomenite în împărăția cerurilor, ne dorim într-o bună zi când se vor deschide cărțile cerului, Doamne, să fim strigați pe nume, numele lui Iisus Hristos. Doamne, vrem, Doamne, ca să Te putem, Doamne, ca să fim strigați în ziua aceea pe nume, Doamne, noi Te strigăm pe Tine în această seară, Doamne, invocăm numele Tău, Doamne, chemăm numele Tău și puterea Ta, Doamne, peste noi în seara aceasta. O, Doamne, aprinde noi vise, Doamne, aprinde noi dorința de a Te cunoaște pe Tine, Iisuse Hristoase. Doamne, Te rog, Iisuse Hristoase, hrănește-ne cu vise mari, Doamne. Nu ne-am lăsat, Dumnezeule, să ne mulțumim cu resturi, Doamne, cu fărâme de viziune, Dumnezeule. Pune noi dorințe, Doamne, aprinde noi un foc puternic, Dumnezeule, ca să facem ceva pentru Tine, Doamne. Nu ne mai permitem luxul să pierdem vremea, Doamne, și să stăm, Doamne, de o parte, Doamne, doar invocând sporadic din când în când numele Tău. Suntem chemați aici, Doamne, să ne făurim vise pe care să le punem în aplicare. Vrem să creștem în ochii Tăi, da, Doamne, și visul meu și visul fraților mei de aici la Geneza, Doamne, este ca într-o bună zi să strălucim în împărăția cerurilor. Da, Iisuse, vrem să fim împreună cu Tine și vrem, Doamne Dumnezeule, până vom fi acolo, cât suntem aici pe pământ, să luptăm, Doamne. Să luptăm, Dumnezeule, să postim, să plângem, să ne rugăm, să ne sacrificăm, Doamne. Să cerem, Doamne, în fiecare zi mai mult. Să nu ne mulțumim niciodată cu ceea ce primim, ci să vrem mai mult și mai mult și mai multă putere și mai multă autoritate. Oricât de multe sacrificii ar însemna asta, Dumnezeule, Te rog, ajută-ne, Doamne. Echipează-ne cu astfel de mentalitate spirituală, Doamne, de învingător, Doamne. Doamne Dumnezeule, nu ne lăsa, Dumnezeule, să ne conformăm, Doamne, în matricea lumii acestea,
Nu ne lăsa Dumnezeule să ne târâm doar prin credință, ci trebuie Tu ne-ai chemat, Doamne, să umblăm. Ne-ai chemat, Doamne Dumnezeule, să umblăm, Doamne, să umblăm pe căi noi spirituale, să atingem noi zone spirituale, Dumnezeule. Suntem o generație care trebuie să mergem mai departe decât au mers alții. Suntem o generație care trebuie să cerem mai mult decât au cerut alții, Doamne. Dar Te rog, Doamne, pune în noi dorința asta. Pune în noi visul ăsta, Iisuse Hristoase. Pune în noi visul ăsta, Dumnezeule, chiar începând din seara asta. Pentru că eu cred, Doamne, că totul începe cu o rugăciune, cu o dorință, cu un vis și cu o luptă la care ne angrenăm. În numele Lui Iisus Hristos.